O informație de ultimă oră pe pagina Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a Republicii Moldova. Moldova a ajuns la un acord cu Gazprom la Sankt Petersburg. Dacă colegii ar putea să publice această declarație. Citez, la Sankt Petersburg s-au încheiat negocierile între delegația Republicii Moldova și Gazprom. Părțile au ajuns la un acord principal privind formula de preț, auditarea datoriei formate în cadrul companiei Moldova Gaz și necesitatea unor negocieri ulterioare pentru a stabili un calendar de achitare. În baza înțelegerii urmează să fie prelungit pe 5 ani contractul anterior între Gazprom și Moldova Gaz, utilizând formula de preț propusă de partea moldovenească. Livrările de gaz conform noului contract urmează să înceapă din 1 noiembrie 2021. În octombrie, Republica Moldova a primit gaz în baza unei prelungiri de o lună a contractului cu Gazprom în volum insuficient. Diferența de volum a fost achiziționată în această perioadă pe piața spot prin intermediul Energocom. Da. Păi vreau ce spun eu. Dacă au realizat această înțelegere, acum vedem cum o să fie, dar datoria rămâne de gâtul Republicii Moldova. Cealaltă datorie a Transnistriei neplătită rămâne de gâtul Republicii Moldova. Acum auditul să vedem ce va arăta, pentru că dacă spun de eșalonarea rambursării datoriei, până la urmă, dacă audit arăta că acolo de fapt s-au furat, că au fost mituiți anumite părți care au făcut niște reprezentări. Haideți, pentru că a venit această noutate, să le luăm pe rând. Faptul că s-a ajuns la un acord totuși între Guvernul Republicii Moldova și autoritățile ruse. Faptul că populația nu va îngheța e bine. Care este prețul, ca să zic așa, economic, financiar în perspectivă. Și prețul politic, eu cred că pe parcurs le vom vedea. Tot una rămâne problema pentru o guvernare care are o majoritate în Parlament și un guvern, rămâne problema de rupt calul de la gard. Adică diversificarea surselor de energie, edificarea tuturor și elucidarea cauzelor și a veridicității, autenticității acestei datorii, într-un fel, eu aș spune, respingerea sau realizarea unui acord cu Rusia că această datorie care Transnistria n-a plătit-o să nu rămână de gâtul Republicii Moldova, doar speculându-se politică, păi voi vreți un stat întreg, iată, plătiți pentru ei. Nu e normal o parte de populație să plătească și să ducă o greutate, iar o parte să nu plătească. Deci astea, problemele astea rămân. Trebuie să fie rezolvate. Și acum închipuiți-vă, dacă nu le rezolvă o guvernare care are și guvern și majoritate parlamentară, mai au loc niște și președinții și mai au loc niște alegeri și se mai schimbă configurația politică. Iarăși o să spun, mă, noi am avut ceva ăștia mai de centru. Eu nu consider actuala guvernare de dreapta, în cel mai bun caz centru-dreapta, dar de fapt centru-centru-stânga. Noi uite, avem aici altă fracțiune, iată, el nu sunt de acord, cam cum au fost cu AIE-urile. Păi acum, dacă ai așa o putere și ai vrut să iei puterea asta, haideți problemele nodale, cruciale, să le rezolvăm cu curaj și să spunem populației că noi am venit să facem reforme radicale. Eu așa am înțeles, că au venit reformatorii. Păi dacă au venit reformatorii, reformatorii cine sunt? Oamenii politici, da. Curajoși.